Monica Dascălu vă prezintă știrile Pro TV. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Iată care sunt cele mai importante știri ale prânzului. Fostul deputat Sebastian Ghiț a fost prins azi noapte în Serbia, la Belgrad, după 4 luni de la dispariția din țară. Era împreună cu fratele său și l-a prezentat polițiștilor acte false. Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, a dat astăzi primele declarații la Curtea de Apel în dosarul fostului primar al sectorului 2, Neculai Onțanu. Iar în magazine și mai ales în piețe este mare aglomerație. Cea mai căutată este carnea de miel. Prețurile merg până la 25 de lei kilogramul. Sebastian Ghiță, unul dintre cei mai căutați români, a fost capturat azi noapte la Belgrad după aproape 4 luni de când a fugit din țară. Fostul deputat, milionar din afaceri IT, a reușit să scape de filaj și să fugă înainte de Crăciun întâi în Bulgaria, imediat după ce și-a terminat mandatul de deputat și a rămas fără imunitate. Are 5 dosare penale în România pentru corupție, iar pe numele său există 2 mandate de arestare în lipsă. Ca să pună mâna pe el, poliția română a colaborat cu 10 țări europene. Aflat pe lista celor mai căutate persoane, Sebastian Ghiță a fost prins de polițiștii sârbi azi noapte la Belgrad, în timp ce se plimba pe stradă împreună cu fratele său. La un control de rutină, milionarul fugar a fost legitimat și sârbilor li s-a părut ciudat faptul că, deși avea și pașaport și permis de conducere sloven, nu vorbea sârbo-croata, ci numai engleza. Deja suspicioși, polițiștii din Belgrad au constatat apoi că și actele prezentate de fostul deputat Sebastian Ghiță erau false, așa că l-au dus împreună cu fratele său la secția de poliție. Aici amândoi au fost identificați, iar sârbii au anunțat autoritățile române. Prima fotografie realizată cel mai probabil de polițiștii sârbi ne înfățișează un Sebastian Ghiță complet schimbat, ras în cap, nu tuns periuță, cu o barbă îngrijită de câteva luni și nu ras proaspăt, cum îl știam, cu o bluză lejeră și nu la costum, cum venea mereu la audieri. Sârbii îl pot reține pe Sebastian Ghiță fără probleme, îi pot face dosar penal pentru acte false și îl pot ține după gratii la cererea părții române. Chiar dacă Serbia nu este membră, UE, România și fostele țări iugoslave au un tratat de colaborare juridică încă de pe vremea lui Tito și a lui Gheorghiu Dej. În termen de cel mult 40 de zile, fostul deputat poate fi trimis înapoi în România. Aici îl așteaptă 2 mandate de arestare în lipsă, 5 dosare penale, dintre care în 2 a fost trimis deja în judecată. Acuzațiile care îi se aduc merg de la șantaj, dare de mită, spălare de bani până la obținerea de informații care nu sunt destinate publicității și complicitate la înșelăciune. Sebastian Ghiță s-a declarat mereu nevinovat. Voi contesta aceste măsuri și când am putut să vă declar lucruri, v-am declarat. Ce mă frământă și mă apasă acum este această insistență la adresa mea de a nu fi lăsat să plec din țară, de a nu fi lăsat să mă întâlnesc cu parlamentari din Parlamentul German, cu fostul prim-ministru al Austriei. Am avut o mulțime de invitații și mi s-a răspuns că nu pot pleca din țară. Prejudiciul adus statului român s-a ridicat la peste 40 de milioane de euro. Ca să se poată bucura de libertate, e drept sub control judiciar, Ghiță a plătit o cauțiune de 13 milioane de euro pe care o va pierde definitiv pentru că a fugit. Averea lui este estimată la o sumă de 10 ori mai mare decât a plătit drept cauțiune. Intrăm acum în direct prin telefon cu Roxana Tivadar, trimisul Pro TV la Belgrad. Bună ziua, Roxana! Te ascultăm! Bună ziua! Nu avem deocamdată informații legate de momentul când Sebastian Ghiță a ajuns în Serbia și nici cât timp a petrecut în Belgrad. E o realitate însă faptul că, dincolo de colaborarea informativă, polițiștii sârbi fac deseori filtre în timpul nopții, având în vedere prezența refugiaților din nordul Africii. În momentul în care și-au dat seama că actele celui pe care l-o priseră sunt false și că omul nu vorbește limba țării din care susținea că provine, polițiștii l-au dus imediat la o secție pentru continuarea cercetărilor. Atunci când au consultat lista Interpol, care conține datele și fotografiile celor dați în urmărire internațională, situația s-a complicat din ce în ce mai mult pentru fostul deputat și multimilionar în euro. Vom reveni cu amănunte din Serbia. Roxana, îți mulțumesc. Din București, colegul meu, Cătălin Radu Tănase, ne vorbește despre formalitățile de extrădare. Cătălin, bună ziua! Bună ziua, Monica! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Se spune că pe 19 decembrie, seara, anul trecut, Sebastian Ghiță ar fi reușit să scape de filaj în timp ce pleca
tocmai, culmea, de la o întrunire cu șefii SRI legată de sărbătorile de iarnă. Ei bine, din surse judiciare, se pare că de data aceasta fratele lui Sebastian Ghiță n-a reușit să mai scape de filaj. Așa se pare că ar fi fost urmărit încă din momentul în care ar fi părăsit România să se ducă în Turcia, iar de acolo a ajuns în Serbia, unde s-ar fi întâlnit cu fratele său. Acestea sunt informațiile neconfirmate, evident, de niciun fel de sursă oficială, însă vă povesteam că cele mai multe indicii duc către acest scenariu. Pe de altă parte, să ne gândim la un lucru extrem de interesant. Sebastian Ghiță este acum într-o secție de poliție în Belgrad, are un dosar penal pe care sârbii l-au făcut pe numele său pentru acte false, deținere de acte false, o identitate complet falsă, și stau să mă gândesc la faptul că în urmă cu o lună și jumătate apăruseră informații în spațiul public românesc potrivit cărora Sebastian Ghiță, deja dat în urmărire internațională, s-ar afla în Serbia. E foarte posibil ca din motive operative autoritățile române să facă ceea ce au și făcut la vremea respectivă. Nu numai că nu au confirmat aceste informații, ba mai mult au negat cu vehemență cum că ar ști sau că ar avea informații potrivit cărora Sebastian Ghiță s-ar afla în țara vecină. Pe de altă parte, e adevărat că s-ar putea ca toate procedurile de trimitere a lui Sebastian Ghiță înapoi în România să dureze undeva la 30 sau 40 de zile, numai că odată ajuns în țară, lucrurile intră pe făgașul normal. Și anume, va fi dus de urgență la o instanță care să confirme cele două mandate de arestare emise în lipsă, după care, tot potrivit acelorași proceduri oficiale, Sebastian Ghiță va ajunge în arestul poliției și, cel mai probabil, ar putea să fie judecat, pentru că deja două din dosarele sale penale, din cele cinci, au fost trimise în judecate, să fie judecat în stare de arest preventiv, iar procesele să se desfășoare după legislația română, să meargă înainte, concomitent cu cercetarea celorlalte trei dosare penale. Rămâneți cu ProTV, revenim! Cătălin, mulțumesc! Noi continuăm știrile. Este o înghesuială de nedescris în gări și în trenuri. Călătorii care vor să ajungă de Paște acasă, la părinți sau în vacanță, se plâng că toate garniturile sunt extrem de aglomerate. Revenim cu explicații în câteva momente. Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, a dat astăzi primele declarații în dosarul penal al fostului primar al sectorului 2, Neculae Onțanu. Cu detalii vine în direct de la Curtea de Apel București, Ovidiu Anță. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, Monica, bună ziua, doamnelor și domnilor. Gabriel Oprea a încercat să se eschiveze, motivând faptul că în acest dosar ar putea fi întrebat și mai ales ar putea da răspunsuri ce l-ar putea inculpa, așa încât, cu ajutorul celorlalți avocați, a încercat să tragă de timp pentru a se înțelege cu avocatul său ce anume să declare în acest dosar. Însă solicitarea a fost respinsă, așa că preț de oră, fostul ministru de interne a fost întrebat și a oferit detalii despre o tranzacție considerată suspectă de Procurorii Anticorupție. Este vorba despre achiziționarea în 2008, la sfârșitul anului 2008, a unui teren în suprafață de 1000 de metri pătrați de la nepoata acestuia, avocata Loredana Radu, judecată în acest dosar alături de fostul primar al sectorului 2, Neculae Onțanu, pentru acuzații de corupție. A existat la un moment dat bănuiala că acel teren, și acesta este și motivul pentru care are loc acest proces, ar fi fost de fapt o șpagă dată în urma unei retrocedări dispuse de Neculae Onțanu. Era vorba de o suprafață de peste 80.000 de metri pătrați de teren în sectorul 2 al capitalei, iar această suprafață de teren s-ar fi plimbat prin tranzacții succesive pe la mai mulți proprietari, iar în final, după ce a trecut pe la nepoata lui Gabriel Oprea, a ajuns în proprietatea fostului ministru, care i-a donat-o fiicei sale. Bine de știut că Gabriel Oprea a vorbit și despre faptul că acolo a intenționat lucru de altfel de notorietate să construiască un hotel, însă edificarea acestei construcții s-a oprit la nivelul de structură. Astăzi Gabriel Oprea a și explicat motivul. Din punctul său de vedere, deși a dat 400.000 de euro nepoatei sale, ea spunând că a plătit doar 50.000 de euro, Gabriel Oprea a recunoscut că a fost avertizat în repetate rânduri de arhitecți că nici pomeneală să poată construi ceva acolo și că a fost avertizat să nu dea banii cu pricina, pentru că e de fapt, spunea el, o groapă de gunoi. Și totuși, Gabriel Oprea s-a contrazis în repetate rânduri, a și stârnit rumoare în sala de judecată.
judecată, afirmând că, deși a fost avertizat de specialiști, a insistat să cumpere terenul cu pricina de la nepoata sa și s-a decis la un moment dat să stopeze orice altă investiție, mărturisind totodată că la vremea respectivă chiar se gândea să-și ia un asociat cu care să ducă la bun sfârșit această idee a unui hotel situat pe malul lacului. Ei bine, toate aceste declarații sunt extrem de importante. Pot fi cruciale nu doar pentru inculpații judecați în acest dosar de corupție, ci chiar și pentru Gabriel Oprea. Să nu uităm că după ce au trimis în judecată pe Neculae Onțanu, avocata Loredana Radu, dar și un fost funcționar de rang înalt din primăria sectorului 2, Tomaș Utru, procurorii DNA au dijuns cercetările în ceea ce îl privește pe Gabriel Oprea. Oficial nu este acuzat de nicio faptă de corupție, însă iată se fac investigații în continuare în legătură cu modul în care a fost autorizată de către primăria sectorului 2 construirea acestui hotel și mai ales există foarte clar posibilitatea ca după această declarație dată fostul ministru de interne, în care jură că a spus adevărul, să se aleagă el însuși cu acuzații. Care va fi până la urmă situația fostului ministru de interne, rămâne de văzut. Cert este că în acest dosar al nepoatei sale, verdictul s-ar putea da pe 24 mai. Acestea sunt deocamdată informațiile, însă toate detaliile și toate declarațiile date de Gabriel Oprea, contradictorii și pline de stângăcii, le puteți vedea la știrile Pro TV în următoarele ediții. Atât deocamdată despre acest subiect, la revedere! Ovidiu, mulțumesc! Un bărbat de 25 de ani din Constanța a ajuns la spital împușcat de un polițist. Incidentul a avut loc în fața primăriei din localitatea Saraiu. Se pare că victima a fost implicată într-un scandal împreună cu un amic. Pentru că cei doi nu s-au potolit, a fost nevoie de intervenția polițiștilor. Suspecții nu s-au supus somaților și au încercat să fugă. Agenții au tras mai întâi două focuri de avertisment, dar pentru că bărbații nu s-au oprit, un polițist a țintit direct spre ei. Glonțul l-a atins pe tânărul de 25 de ani în abdomen. Victima a fost dusă de urgență cu ambulanța la Constanța. Iar doctorii spun că viața bărbatului nu a fost pusă în pericol. Cazul este cercetat acum de procurori. E forfotă de nedescris în piețe, după carne de miel, verdețuri, brânzeturi și tot ce e savuros pentru masa de Paști. Cei mai mulți cumpărători au așteptat până astăzi ca prețurile să mai scadă. În multe locuri însă fermierii au ridicat ștacheta și au vândut azi cu 25 de lei kilogramul de carne de miel sacrificat. Oamenii care vor friptură, drob sau borș de miel n-au avut ce face, s-au așezat la coadă încă de dimineață. În această piață din Cluj, oamenii au cumpărat în câteva ore sute de miei. Jumate de miel și o pulpă din spate. Ce veți face din asta? Miel umplut. Friptură la cuptor, drop de miel, ciorbiță de miel. Unele gospodine i-au trimis pe domni la cumpărături. Ele sunt responsabile cu bucătăria. Fiecare cu treburile de familie în ajun de Sfintele Paști. Doamna sa acasă și gătește? Doamna are alte probleme. Foarte serioase și ele. Fermierii spun că au avut până acum vânzări mai mari decât anul trecut, pentru că Paștele Catolic se sărbătorește odată cu cel ortodox. De la ora 7 și acum mai despre 5 ore am vândut 45 de mii. Și în piețele din Maramureș e mare aglomerație. Am făcut la cap slab. Ce faceți? Mai lăsați din preț? Lăsăm. Și în Bistrița, cumpărătorii s-au înghesuit încă de la 6 dimineața la piață. E mai bine proaspăt și bun. Ce faceți din el? Umplutură, friptură, o ciorbă. Îl iau vinerea ca pe el și pregătesc ce gătesc și restul bag la congelator. Friptură și drop. Kilogramul de miel în viu varia între 8 și 10 lei. Păi și arăm 10 lei și vindem cum putem. Bătaie de joc. La fiecare trebuie să-i lești că românul așa a învățat să se țigănească. Mâine, în ultima zi, ciobanii spun că prețurile vor fi și mai mici. A început Marele Exod de Paște, un fenomen național în timpul căruia aproape 1 milion de oameni s-au aflat sau se vor afla în vagoanele CFR. După ce ieri călătorii s-au îmbulzit în trenuri și au fost nevoiți să călătorească și în picioare, chiar și 7 ore, alții au așteptat cursele de seară în speranța că vor avea mai mult noroc. Nu s-a întâmplat așa, mai ales că unele trenuri au avut întârzieri chiar și de 4 ore și jumătate. Așa a fost primit aseară în gara de nord din capitală trenul Interregio venit de la Craiova, cu o întârziere de 4 ore și jumătate. De 5 ore stau în gara doar la relații publice, dar n-avea ce face decât să-mi spună că trenul e acolo. De ce? Locomotivele sunt vechi și nu s-a găsit o locomotivă timp de 4 ore. Asta și ne-a uitat la filme pe peron. Ce să facem? Ne-am descurcat cum am putut. Sperăm să ajungem acasă până mâine dimineață. 2 ore și jumătate aproape.
am stat și am așteptat. Supărat. Ce, asta e, nu-i nimic de făcut. Nici în timpul zilei situația nu a fost mai bună. Exact ca pe timpul Ceaușescu. De ce? Când urcam pe geam. Foarte bine. Condițiile sunt aici. Cum le vedeți și dumneavoastră. Trenurile care au plecat din gara de nord abia s-au mișcat pe șine. Mergem exact ca în India. De ce? Suntem o țară de... Trebuie să bag ceva suplimentar. Ei bagă numai vara, când merg la mare, când merg la soare, când masă. Noi când trebuie să mergem acasă, vine Paște, vine asta, trebuie să mergem acasă. Mergem ca în Evi Mediu. Mai în glumă, mai în serios, conductorii au numit trenul București-Iași tramvaiul București-Iași. Și asta pentru că oamenii sunt nevoiți să meargă în picioare. Deși în această garnitură sunt aproape 600 de locuri, au fost vândute peste 800 de bilete. Așadar, cei care nu au prins un loc pe scaun, dar au insistat să plece, au stat 7 ore în picioare până la destinație. Până la Iași. Așa? Pe valiză? Așa. Avem altă soluție? De ce mergeți la ea? Mă duc la mama. Această doamnă a făcut eforturi serioase să intre într-un vagon și cu foarte mare greutate a reușit. Nu vrea să dea din ușă mama. Și nu aveți loc unde să intrați? Ei, uite că aici e liber. Haide încoace. Trebuie să suplimenteze. Dacă guvernul a dat gratuitate, foarte bine. Foarte frumos. Noi până la vasul și facem. Da. Responsabilii de la CFR susțin că au suplimentat vagoanele cu 8.000 de locuri față de o zi obișnuită, doar că în această perioadă 800.000 de călători vor fi pe drumuri. Cele mai aglomerate destinații sunt Iași, Craiova, Pitești, Constanța, Brașov, Cluj sau din Cluj către Iași. Mult mai câștigați au fost cei care au ales avionul, în special vânătorii de reduceri. Iată un bilet București Terme Italia, care a costat 19 bani. Câțiva norocoși au speculat o eroare a unei companii low cost care a vândut bilete la 5 euro, doar că s-au suprapus și alte reduceri și în felul acesta oamenii au obținut un preț ridicol. Procesiune impresionantă în vechea cetate de scaun a Țării Românești, la Târgoviște. După denia celor 12 evanghelii, oamenii au creat cu lumânări și făclii o cale a luminii. Revenim cu imagini imediat. Vinerea Mare înseamnă aglomerație mare și pe aeroporturi. Traficul aerian de pasageri crește de regulă de până la 8 ori față de o zi normală, susțin reprezentanții companiilor aeriene. Românii vin de peste hotare încărcați cu tot felul de cadouri pentru cei dragi de acasă. Pe aeroportul Otopeni se află colega mea, Ștefana Todică. Bună ziua, Ștefana! Bună ziua, Monica, bună ziua tuturor! Dacă într-o zi normală sunt în jur de 10.000 de oameni care trec aici prin aeroportul Otopeni, ei bine, companiile aeriene estimează că în această perioadă de Paște sunt în jur de 80, poate chiar 100.000 de călători în fiecare zi. Sunt cei mai mulți dintre ei românii din străinătate care vin acasă de sărbători din Italia, din Spania, din Germania vin cei mai mulți dintre ei și nu vin cu mâna goală pentru că aduc cadouri celor dragi, panetone, tot felul de produse tradiționale din vest și nu intră doar mărfuri multe în această perioadă la noi în țară, ci și bani cu care românii din străinătate vin acasă. Această creștere a numărului de călători este dată în acest an și de faptul că Paștele Catolic și cel Ortodox pică în același timp și de asemenea știm că în ultima perioadă companiile aeriene au avut oferte din ce în ce mai bune pentru biletele de avion. Aglomerație mare așadar în aeroport, însă în vâme a fost destul de liberă astăzi, doar la granița cu vecinii bulgari au fost ceva cozi. Atât de aici, la revedere! Ștefana, mulțumesc! Pentru că astăzi mai toată lumea își face cumpărăturile de Paști, citiți cu atenție ce conțin alimentele. Unele produse pot fi toxice, ne avertizează Asociațiile de Protecție a Consumatorilor, care ne-au descoperit 83 de substanțe chimice folosite în vopseaua de ouă, în cozonaci sau în drobul de miel. Peste 30 de aditivi alimentari în cozonaci și în vopseaua de ouă, dar și 16 euri în drobul comercializat au descoperit membrii unei asociații pentru consumatori după un control în mai multe lanțuri de magazine din țară. Specialiștii atrag atenția că aceste produse pot fi periculoase pentru oameni. Cei care au probleme de sănătate trebuie să evite aceste produse. Ceilalți, dacă consumă ocazional aceste produse, nu o să pățească nimic. Să luăm spre exemplu vopseaua de ouă. În 17 sortimente de vopsea, specialiștii au descoperit în urma analizelor 32 de aditivi alimentari și coloranți. Vopseaua poate fi periculoasă, spun specialiștii, dar consumată în cantități mari. Dacă la fierbere ori mai îi pleznește coaja și se poate să pătrundă acel colorant în interior, indicat ar fi să evităm să consumăm
partea aceea de albuș care s-a colorat un pic. În 31 de sortimente de cozonaci au fost descoperiți 33 de aditivi alimentari, dar și substituente pentru ingredientele clasice. Mă gândesc tu și că nu pune ceva toxic în magazin așa. Sau dacă e ceva să nu te omoare din prima. Aveți o temere anume pentru care nu cumpărați cozonacii din comerț și preferați să-i faceți acasă? Cei mai buni sunt cei făcuți acasă. Nici drobul de miel gata făcut vândut în magazine nu scapă de aditivi. Specialiștii spun că producătorii îi folosesc pentru culoare, gust, dar și pentru ca produsul să aibă o perioadă mai mare de valabilitate. Dacă vă sperie aglomerația și nebunia din magazine și piețe, folosiți aplicațiile prin care curieri specializați vă preiau lista de cumpărături și vă aduc totul în maximum 2 ore. Puteți comanda de la peste 20 de magazine, iar livrarea costă 20 de lei. O altă variantă o reprezintă cumpărăturile online, direct de la ferme. Ce te faci când te prind cumpărăturile de Paște pe picior greșit, ești îmbrăcat de birou? Trebuie să iei foarte multe lucruri, verdeață, ridichii, pătrunjel, mărar, 1001 de legume plus alte preparate și nu ai foarte mult timp. Ionuț, de exemplu, susține că a găsit o soluție pentru cumpărături de la cele peste 20 de magazine înscrise într-o aplicație numită Bringo. Gătind soția, eu fac comenzile... Fata cea mare îmi spune, mai vreau să-mi adaug și produsul ăla, îl caut imediat. Băiatul cel mic tot la fel, adică extrem, extrem de simplu, rapid. Își alege repede ce are nevoie, iar cel mai apropiat furnizor, numit în aplicație livrator, preia lista de cumpărături și se pune pe treabă. Cozonaci, apă, ouă roșii, miel, verdeață și banane. Comanda trebuie să ajungă în timpul promis, care înseamnă 2-3 ore, în funcție de aglomerație. Curierul stă la coadă la casă, plătește din banii lui și vine acasă. Bună ziua! Cu plăcerea dumneavoastră! Ah, vă mulțumesc! Cât trebuie să vă dau? 224 cu tot cu transport. Alte aplicații de cumpărături care vă livrează și alimente, dar dintr-un singur magazin, sunt Cora.ro, Carrefour Online sau EMAG. Cine vrea doar legume proaspete direct din grădină, comandă online coșuri cu verdețuri. Aici suntem în Belinț, județul Timiș. 5 kg de cartofi, 3 legături de ceapă, 3 legături de usturoi, 4 legături de ridic, 2 legături de pătrunjel, 3 salate și 1,5 kg de spanac. Eu le și duc la Timișoara, la Lugoj. Am familii care în drum spre casă, la părinți sau unde se opresc și iau daci pachetele. Un alt agricultor din Herneacova preia comenzile prin telefon. Aici avem doar verdețuri de sezon, în special ceea ce se caută acum de Paște, în special salata verde, care este timpul ei acum, leuștean la ghiveci pentru cei mai practici care doresc să aibă tot timpul anului. Și la Cluj, de cum răsare soarele, este mare forfotă la această fermă din localitatea Băbuțiu, județul Cluj. În perioada aceasta avem ceapă verde, ridic, spanac, rucola, usturoi, macriș, urzici, iarbă de grâu, salată verde, salată kale, gulii. Cam acestea de sezon. Cea mai mare cutie costă puțin peste 100 de lei. Gianina își comandă în fiecare săptămână legume, iar acum, de Paște, evită și cozile din magazine. Super, văd că ai dus și ceapă. Da, da. Eu sunt mai toată ziua la birou, ceea ce e ușor să comand online, îmi vin, dacă îmi trebuie ceva în plus, pun acolo. Majoritatea aplicațiilor și site-urilor de livrări preiau comenzile până în sâmbăta dinaintea Paștelui. S-a aprins calea luminii aseară în ajunul Vinerii Mari la Târgoviște. Este vorba despre un obicei unic în țară, care de la an la an este mai frumos, spun localnicii. Oamenii au aprins candele roșii pe un bulevard și s-au plimbat prin oraș. Obiceiul atrage și mulți turiști, care vin să admire vechea cetate de scaun al țării românești, scăldată în lumina făcliilor. După ce au participat la slujba celor 12 evanghelii, credincioșii din Târgoviște au aprins 2018 candele roșii pe bulevardul Castanilor din oraș și au mers, după cum spune tradiția, pe calea luminii. Mă simt extraordinar de bine, ușoară, în liniște și în pace. E Mântuitorul Iisus Hristos și nădejdea de mântuire și pentru noi. E o atmosferă plăcută, de ceva minunat. Simți izul sărbătorilor. Cei mai entuziasmați de mile de candele roșii au fost copiii.
Tradiția din Joia Mare a fascinat și pe turiștii sosiți la vechea cetate de scaun a Țării Românești. Așa melodii frumoase, așa atmosferă, cu atâta lumină, e normal să simți că vin sărbătorile într-un mod plăcut. Lumină, pace, liniște, e super frumos. Târgoviștenii reușesc să transmită lumină. E un gest de lumină pe care acești oameni calzi din vechea capitală a Țărilor Române reușesc să facă această cale a luminii și să o transmită lumii întregi. Este al 18-lea an consecutiv în care la Târgoviște se organizează Calea Luminii. Trei indivizi au fost reținuți ieri de polițiștii din Târgoviște după ce în urmă cu 4 luni unul dintre ei l-ar fi stâlcit în bătaie pe un bărbat, iar ceilalți doi ar fi mințit în fața anchetatorilor. Victima, în vârstă de 40 de ani, recunoaște că i-a făcut avansuri amoroase șefei sale, care deține un adăpost de animale. Fiind refuzat cu revoltă de femeie, individul i-a jignit soțul, un cetățean german înstărit. Și pentru că nu înceta cu scandalurile, bărbatul a încasat o bătaie zdravănă. Apropiații femeii au negat atunci orice implicare în această poveste. L-ați bătut într-adevăr pe individul respectiv? De ce v-a acuzat? E un abuz total. Da. Nu știu de ce m-a dus la poliție și mi-a pus și sârme. A fost foarte cum să cade. Deci abuz total. Hai. Dar se vor rezolva toate astea, că există foruri superioare. Nu l-ați bătut pe individul respectiv. Doamne ferește! Nici nu l-am văzut, nici nu-l cunosc. Un bodyguard neamț de 35 de ani, un fost coleg al victimei și tatăl femeii, pe care individul care a fost bătut o curta insistent, și-au petrecut noaptea în arest. Primul i-a acuzat că l-ar fi lovit atât de tare pe bărbat, încât acesta a avut nevoie de 65 de zile de îngrijiri medicale. Cetățenii sunt acuzați de lovire și alte violențe, din ce am înțeles până în momentul de față, unul dintre ei. Încă doi dintre ei sunt acuzați de instigare la mărturie mincinoasă și mărturie mincinoasă. Tot scandalul a pornit la sfârșitul anului trecut, pe când victima lucra la un adăpost de animale. Bărbatul îi făcea avansuri insistente șefei sale, măritată cu un om de afaceri din Germania. I-am omilit mereu, zic, nu te mai da, doamnă, că umbli cu unul mai bătrân ca Titanicul, zic. Nu mai și numai cu rongile m-au căsăpit. În cap, picior, uitați-vă cum arăt. Deci, că toți mă repeta la infinit, ai chiriu, ai chiriu, nu pleci de aici, nu te omorâm. Reprezentanta adăpostului de animale a negat că ar fi ordonat bătaia aplicată bărbatului, dar a mărturisit că fostul angajat devenise agasant. Am primit mesaje în care îmi spune că mă iubește și în care îl jignește pe soțul meu. Eu sunt o femeie măritată cu 2 copii acasă și eu îmi văd de treaba mea. Procurorii cer arestarea suspecților pentru 30 de zile. Incendiu în lanț ieri într-o comună din județul Bacău. 5 case au fost cuprinse de flăcări din cauza unui vecin care ar fi dat foc la propria locuință, spun localnicii. Intervenția pompierilor a fost extrem de dificilă și a durat peste 4 ore. Focul s-a extins și la câteva grajduri și mai multe animale, printre care vaci, porci și cai, au pierit în flăcări. A fost un grajd. Dincolo la fel a fost tot grajd. Era unul lângă altul, aici tot grajd. A fost 20 de minute, cred că era extins tot aici, fiindcă a bătut vântul. Alarma a fost dată de localnici îngroziți în jurul orei 15. Focul a mistuit rapid 5 case și anexele lor. Sătenii au încercat să se lupte cu flăcările, însă a fost în zadar. Casele sunt vechi, lemnul a fost uscat și a luat foc deodată. Și... La ce să faci? Așa nu te puteai apropia la ce flacără mare era. Mai multe animale au fost surprinse în grajdurile gospodăriilor și au pierit în incendiu. Arzi 3 vaci, 2-3 porci, calul arzi, da, aici la gospodăria asta, doar la grajdul. N-a fost așa incendiu de când e satul ăsta. Proprietarul casei de la care a pornit incendiul este de regăsit, iar vecinii sunt convinși că el a pus focul, spun ei, din cauza băuturii. Se pare că bărbatul a amenințat de mult că își va da foc locuinței. El s-a certat cu nevasta lui, nu cu noi. Nu a avut nicio problemă cu noi, niciodată. Nu. O amenințat că dă foc? Mai de mult, de aici, aici e proprietatea mea. Nu mai rămas nici. Ce vedeți? Soția bărbatului a suferit un atac de panică în momentul în care a izbucnit incendiu și a fost transportată de urgență la spital. Incendiul s-a manifestat generalizat la 5 locuințe, o suprafață totală de aproximativ 800 de metri pătrați. În urma incendiului, o persoană de sex feminin a suferit un atac de panică, fiind preluată de echipajul SMULT. Locuințele nu erau asigurate, iar dacă anchetatorii vor găsi un vinovat, acesta trebuie să acopere pagube de peste 100.000 de lei.
99 de români se pregăteau fericiți să plece în vacanță după ce și-au plătit concediul în Dubai, dar au fost anunțați că nu mai au unde să meargă. Banii lor s-ar fi pierdut pe drum la una dintre agențiile care au intermediat sejurul. Operatorul de turism, rămas fără licență, susține că a făcut plățile la bancă, dar suma s-a rătăcit și nu a mai ajuns la prestatorii de servicii. Supărați, turiștii nevoiți să rămână acasă cer să fie despăgubiți. Prejudiciul depășește 66.000 de euro. Printre turiștii români s-a aflat și această doamnă, medic din Târgu Mureș. S-a pregătit încă de la începutul anului pentru concediul din Dubai alături de soțul ei. Paguba lor depășește 1.500 de euro. În ultima zi, cu o oră înainte să plecăm spre aeroportul Otopeni, am fost anunțați că excursia se anulează, noi cu bagaje, cu ceaiurile, cafelele, sandwich-urile făcute, am rămas acasă. Am fost într-o stare depresivă vreo câteva zile, de n-aveam chef să văd pe nimeni. Foarte prost. Nici nu m-am așteptat să fiu așa afectată. Adevărul e că, nu știu, îmi făcusem iluzii că o să fie frumos, că... Oamenii ar fi trebuit să ajungă și la un congres internațional pentru care și-au plătit din timp intrarea. Vor acum să-și recupereze pagubele și au făcut plângere la poliție, dar și la protecția consumatorului. Eu doresc tot ce am cheltuit să fiu despăgubită. 40 de euro... intrarea la acel eveniment în Dubai, plus 66 de lei asigurarea de sănătate, de călătorie, plus nu știu cât am dat pe pașaport. Turiștii au dat bani în tranșe pentru sejurul de o săptămână unei agenții din Târgu Mureș, care i-a virat mai departe în contul Altea din Cluj. Aceasta, din urmă, trebuia să plătească zborurile și cazările în Dubai. Am sunat la București, la Qatar, compania aeriană cu care vroiam să zburăm spre Dubai. Acolo, spre uimirea mea, mi s-a spus că nu există nicio rezervare la cursa aceea de amiază spre Dubai. Reprezentantul agenției din Cluj susține că a virat prin bancă banii pentru zbor și casare și nu înțelege unde s-au pierdut și de ce nu au ajuns la prestatorii de servicii. Prejudiciul depășește 66.000 de euro. În niciun caz nu trebuie să se plătească nicio sumă de bani fără să existe un document de plată din care să reiasă cu exactitate pentru ce s-a plătit acea sumă de bani și toate termenele și condiții. Ministerul Turismului a retras licența agenției din Cluj, iar polițiștii fac cercetări pentru a afla ce s-a întâmplat cu banii clienților. Mii de pelerini creștini, ortodoxi și catolici au participat la Ierusalim la impresionanta procesiune Drumul Crucii din Vinerea Mare. Au refăcut astfel calvarul Mântuitorului înainte de jertfa pe cruce. Iisuse Christe, Sine Boji, o miluia creștină. Drumul Crucii sau Via Dolorosa include 14 opriri, fiecare simbolizând patimile Domnului. Ultimul popas a fost la Biserica Sfântului Mormânt, construită pe locul unde a fost așezat trupul Mântuitorului Iisus după răstignire. În seara aceasta, Papa Francisc va oficia slujba din Vinerea Mare și va participa la procesiunea de la Coloseum, cea care reface drumul lui Iisus pe Golgota. Statele Unite au folosit pentru prima oară pe câmpul de luptă cea mai puternică bombă convențională din lume. Botezată mama tuturor bombelor, aceasta a fost lansată asupra unui sistem de tuneluri folosit de ISIS în Afganistan. 36 de luptători au fost uciși în atac. Donald Trump a promis în campanie că va distruge gruparea jihadistă prin bombardamente intensive. Uriașa bombă a fost lansată la o oră după lăsarea întunericului în estul Afganistanului, un bastion al grupării Stat Islamic și locul unde, în urmă cu o săptămână, un soldat american a fost omorât. Președintele Donald Trump a lăudat operațiunea. We are so proud of our military and it was another successful event. Președintele nu a spus dacă decizia de lansare a bombei a venit de la Casa Albă sau a fost lăsată în seama generalului care coordonează operațiunile americane din Afganistan. We targeted a system of tunnels and caves that ISIS fighters used to move around freely, making it easier for them to target US military advisors. Scopul bombei este să producă daune masive dintr-o singură lovitură. If I actually had a Moab bomb here right now, it would be about this size, some 30 feet long, about 22,000 pounds. This is dropped out of the back of a C-130 transport plane, pulled out by a parachute, and then released to free fall to the ground, being guided by GPS on the way down toward its target. Then, a short distance before it hits the earth, that's when about 9 tons of explosives go off in this thing.
Atacul vine în contextul în care statul islamic reușește să câștige adepți în Afganistan și să pună la cale atacuri tot mai îndrăznețe. Clearly, the US are very worried about this threat. They want to send a strong message to their military capabilities globally, but also in Afghanistan. Autoritățile afgane au anunțat că bomba a ucis 36 de combatanți, dar nu a făcut nicio victimă în rândul civililor. Viteza și progresul tehnologic se află în prim plan la Târgul Auto Internațional din New York. Honda, Porsche și Ford sunt printre companiile care și-au prezentat cele mai noi modele de autoturisme. A fost numit Dodge Demon și creat atât pentru șosele cât și pentru cursele cu mașini. Producătorii spun că parcurge 400 de metri în 9,56 de secunde și atinge 225 de kilometri pe oră, în comparație cu alte autoturisme care reușesc această performanță în 11 secunde. Am avut datoria de a lansa pe Demon pentru a ne lăsa amprenta pe șoselele din America. Nu este doar un Dodge și nici un Challenger. Este cea mai avansată mașină din punct de vedere tehnologic. Creată cu profilul uneia pentru curse, dar care poate funcționa legal și pe șosele. Piața din America are din abundență mașini mari cu locuri multe încăpătoare. De asta a ținut cont și Ford când a lansat în New York modelul Lincoln Navigator cu 7 sau 8 locuri și caroserie din aluminiu. Când intri în mașină, apare un covoraj de bun venit, iar scaunele din spate pot fi rabatate, chiar dacă acolo se află un scaun pentru copii. În mașină, membrii familiei se simt ca acasă și fiecare loc are un spațiu pentru USB. În cadrul show-ului internațional din New York a fost prezentat și noul model Porsche Panamera. Mașina reprezintă o combinație perfectă între lux și performanță. Cu o caroserie uimitoare, este primul Panamera cu 5 locuri. Are mai mult spațiu în portbagaj și este unul dintre cele mai versatile modele din clasa sa. Acesta este Clarity, noul model de autoturism produs de Honda. Este în totalitate electric și poate funcționa cu o singură încărcare, 178 de kilometri. Producătorii spun că va ajunge pe piață în a doua jumătate a acestui an. Să aflăm acum de la Busu datele despre vreme. Da, bună ziua, dragi prieteni! Astăzi știți că avem vreme foarte plăcută, frumoasă, e cald cam peste tot, doar prin nord și prin centru s-ar putea să vină niște ploi slabe, da, 2-3 stropi. Temperaturile o să ajungă până la 22 de grade în lunca Dunării. Hai să vedem ce e prin Europa. E timp frumos în sud și pe sud-est. În schimb, în partea nordică, nordvestică, în zona central-nordică, e cam atmosfera e cam închisă așa. Sunt ploi slabe prin arhipelagul britanic, prin partea vestică a Rusiei, în Ucraina, pe acolo. Însă câțiva stropi o să vină și prin peninsula scandinavă și și aici, în zona Balcanilor. La noi în țară astăzi mai vin 2-3 stropi, spuneam, prin nord, prin nord-vest, prin zona centrală puțin așa. În rest avem soare și o atmosferă foarte plăcută, temperaturi normale pe jumătatea nordică pentru momentul ăsta al anului și un pic mai mari decât ar trebui pe jumătatea sudică. Se înnorează pe seară un pic aici pe partea asta sud-estică, dar nu vin ploi deloc. Vântul bate cam nervos peste tot și maximele sunt de la 13 la 22 de grade. În sudul extrem. Urmează o noapte liniștită, e cer mai mult senin, temperaturile minime vor fi de pe la 2 grade până pe la 7, 8, 10 grade chiar. Aici în depresiuni însă avem o temperatură sub 0 grade Celsius. La București avem o atmosferă foarte frumoasă, e mai cald decât ar fi normal să fie, avem 21 de grade, ar trebui să fie undeva pe la 18-19 grade. Vântul agită un pic atmosfera, presiunea începe ușor ușor să crească așa și la noapte avem vreo 6 grade în cer, iar la periferia orașului mai rece de atât, vreo 3 grade. Pe la munte, prin Apuseni, apar niște norări, ploi izolate, la altitudini mari poate să fie un pic de lapoviță. În rest e timp frumos și vântul rămâne mai intens pe zona montană. Temperaturi normale pentru perioada aceasta, 7, 8, 9 grade Celsius. Atât deocamdată. Multe alte informații vă aduc mai târziu puțin. La revedere!